pentru gemeni, care ar fi descărcările karmice și potențialele cumpene în perioada următoare? Aici geamă nu știm foarte bine că este extrem de comunicativ și el are problemele karmice pe axa comunicării. Nu pentru că nu comunică. El comunică de multe ori, dar nu e atât de agitat încât nu-și pune ordine în idei. Săptămâna viitoare, luna, s-ar putea să le creeze, această lună plină, să le creeze o gândire mult mai liberă, să se implice în niște discuții care de cele mai multe ori sunt discuții, pot deveni discuții inutile, adică vorbește mult și nu spune nimic. Pot apare conflicte, tocmai din cauza asta, cu partenerii, cu părinții, pot crea foarte mulți, ei sunt și foarte curioși, gemenii, și această curiozitate poate crea niște probleme. Ei trebuie săptămâna următoare să fie foarte atenți, să nu încerce să bage în viața cuiva, să forțeze, de să ajute în momentul în care li se cere ajutorul. Ei dorind a face bine, că dintr-un anumit punct de vedere ei sunt foarte generoși. E o zodie destul de generoasă, vorbesc ca sfătuitori. Și ca sfătuitori și ca oameni care pun oamenii în legătură unii cu alții, ajută dezinteresat. Spre exemplu, dacă cineva are nevoie de o anumită relație, o conexiune, un nativ geamă imediat va sări în ajutorul acelei persoane. Deci cel puțin din acest punct de vedere. Și sunt și destul de generoși financiar. Nu este o zodie, chiar dacă sunt mercurieni, nu este o zodie meschină din punct de vedere financiar. Adică știu să ajute, știu să se pună în slujba celorlalți. Ar spune că una dintre zodiile cu cea mai mare disponibilitate relațională. Păi de asta spuneam că sunt tocmai dorind să facă bine în săptămâna viitoare. Că încă o dată, trebuie să mă repet, săptămâna viitoare este ca o mică cumpănă pentru absolut toate zodiile, pe diverse domenii. Geminilor le oferă acest lucru, le oferă foarte multe lucruri, libertate de comunicare. De aici, din libertatea de comunicare, din dorința de a face bine, s-ar putea să piardă bani, să împrumute pe cine nu trebuie, să creeze o legătură între persoane care le fac rău. În momentul când au întors spatele, s-ar putea să îi vorbească de rău, să fie foarte atenți. În dorința de aceasta să sufle de două ori și în iaurt, pentru că aceste lucruri se destabilizează. Tensiunile emoționale, știm foarte bine că este extrem de emotiv și trece, gândește foarte rapid, gândește de multe ori, creează niște scenarii, creează niște lumi ale lui, el s-ar putea să se retragă din orice, în momentul când e jignit, el s-a retras. El vorbește foarte mult, gesticulează, dar în momentul când e jignit s-a retras. Și săptămâna viitoare este ca o mică cumpănă pentru el, pentru că și aspectele planetare îl avantajează, dar în același timp îl obligă săptămâna viitoare să coboare cu picioare pe pământ, să nu mai creeze acele castele de nisip, acele lumi frumoase, acea armonie, iubirea între oameni, cum e și Vărsător când o să ajungem, iubirea între noi, să înțeleagă că trăim într-o societate, ajută, dar în momentul când cere ajutorul, pentru că altfel te destabilizează și apar acele conflicte. În loc să faci un bine, de fapt e jignit și dat la o parte. Din partea cu banii, partea materială, trebuie să, săptămâna viitoare, să gestioneze bine banii. Nu că îi pierde. Geama nu este foarte libertin cu banii. Nu ține pentru el. Are 10 lei în buzunar și ai nevoie de ți-a dat. Dar nu se gândește că cei 10 lei ar putea să-i, în următoare 5 secunde, să aibă nevoie de ei. Să-i gestioneze destul banii, să nu facă cheltuieli inutile, inclusiv implicări emoționale, mentale, inutile. Să nu se implice niște relații care sunt zero din start, dorind să lasă că o să fie bine peste o săptămână. Chiar o săptămână în care toți suntem puși într-o cumpănă, să alegem, ori să continuăm ceea ce am început să construim benefic, ori nu vedem lucrurile care au avut loc în săptămânile trecute, toate lucrurile din noiembrie, și vorbeam chiar aici la emisiune ce se întâmplă în luna noiembrie, încercăm să ne schimbăm. Geamă el nu se poate schimba decât numai el. Din exterior, geamă nu poate fi schimbat. Da, este o oarecare dificultate în zona aceasta, dar pentru ei săptămâna următoare, exact cum spuneam, este o săptămână foarte complexă. Pentru că avem multe planete în semn opus, luna plină se întâmplă chiar pe semnul lor mâine, luna în gemeni opusă cu soarele în semnul săgetătorului. Deci multă adrenalină, multă emotivitate, oarecare exacerbare a emoțiilor și a dorințelor. Își doresc să finalizeze lucruri, să le vadă odată terminate, să le vadă pur și simplu stabilizate. Gemenii, spre exemplu, sunt zodia care nu-și mai dorește absolut deloc instabilitatea. Chiar dacă este o zodie versatilă, li se spune adolescenții zodiacului,
după cum li se spune berbecilor, copiii zodiacului, și într-adevăr chiar sunt, iau întotdeauna o tinerețe, o frumusețe interioară, un soi de fair play pe care nu îl regăsim în altă parte, dar totuși acum parcă au devenit mai maturi, mai apăsați, au căpătat ceva din seriozitatea capricorniană, pentru că acest Saturn care a baleat semnul opus, semnul săgetătorului, i-a făcut să devină precum niște capricorni. Mai serioși, mai maturi, mai afectați de tot ceea ce li se întâmplă. Gemenii iau mult mai în serios orice activitate. Spre exemplu, dacă cineva promite ceva și nu se ține de cuvânt, vom vedea vehemența gemenilor, care până acum nici măcar nu sesizau acea neregulă sau acea neseriozitate. Concepțiile materialiste însă, aici avem o mică discuție pentru gemeni, ar trebui să se dezică de tot ceea ce vine către ei cu o notă de materialitate, adică să-și păstreze inocența. Nu trebuie să renunțe la inocență doar pentru că au fost puși la colț în această perioadă, doar că trebuie într-adevăr să se asocieze cu oameni mult mai serioși, maturi, pe care se pot baza, pentru că ei, având un sistem relațional foarte complex, au în asocierile lor și oameni mai superficial, mai puțin serios și așa mai departe, care sigur că da, îi duc la pierderi în această perioadă cu Saturn în semn opus, în casa asocierilor. Cu siguranță au văzut în oglindă propriile asocieri greșite și au văzut că pierderile lor de multe ori s-au datorat unor asocieri greșite și acest lucru i-a deranjat foarte rău. Acum au devenit mult prea serioși, mult prea exigenți cu cei cu care vor să facă o potențială asociere și nici așa nu este bine. Da, deci, extremele sunt extreme. Exact, au intrat într-o situație extremă. Deci ar trebui să vadă, să intuiască oportunitățile, pentru că este o perioadă care vine cu foarte multe oportunități. Și financiar avem o planetă a norocului, marele benefic în casa serviciului pentru ei. Acum va intra de pe 9 decembrie și Marte acolo, deci multă dinamică în zona aceasta profesională. Foarte mulți apropiați sau foarte multe persoane cu preocupări inedite și deosebite și superioare, care îi vor ajuta atunci când cu mintea nu gândesc. Practic acest Uranus pentru Gemeni se află în domiciliu, se află în casa 11, chiar casa lui, arată faptul că îi vor ajuta oameni superiori. Nu neapărat cei cu care au copilărit, nu neapărat cu cei cu care sunt cei mai prieteni. Sau oameni puternici, cu putere de decizie, sigur că da. Ei sunt încurajați să diversifice activitățile lor, să devină mai siguri pe ei, dar în zona financiară, din păcate, rămâne Pluto. Acolo este o transformare permanentă, pot exista credite, datorii sau pot exista planuri care necesită mult potențial financiar pe care poate nu îl au, dar nu trebuie să se sperie, pentru că vor avea și foarte multe soluții în perioada imediat următoare. Pluto va fi ajutat în curând de către Saturn să pună la punct un proiect, un plan, ceva care să capete o dimensiune destul de frumoasă. Vorbim acum pe zona aceasta financiară și chiar să se trezească poate peste o jumătate de an, un an, cu niște venituri suplimentare pe care nu le-au gândit până acum, pentru că toată această maturizare a lor și faptul că au devenit atât de serioși în tot ceea ce fac îi va ajuta foarte mult. Ei sunt foarte plăcuți oricum și le este căutată compania de către oameni, pentru că sunt un fel de persoane care te bucură și îți aduc o stare de bine, și cu atât mai mult acum au devenit mult mai implicați în tot ceea ce fac, aceste lucruri se vor îmbina foarte armonios. Păi îi obligă săgetătorul. Săgetătorii, acum în perioada asta, săgetătorii aduce cu picioarele pe pământ. Ei plutesc undeva, sunt ca niște fluturași, dar săgetătorul acum îi obligă. Pentru că e o zodie extrem de puternică, opoziția lor, cum pe berbecii echilibrează balanța, și o să vorbim imediat, cum pe taurii echilibrează dintr-un anumit punct de vedere scorpionul. Deci acum săgetătorul îi avantajează, dar nu poate să le bage în traistă. Adică îi avantajează, sunt avantaje de toate felurile, karma lor și cumpenele lor acum, că perioada următoare sunt pe bani. Și susținuți în, foarte interesant pentru Gemeni Cristi, susținuți în planuri cu bătaie lungă care vin către ei în forță, revenind după publicitate și cu previziuni pentru nativ Irak.